Exaltare, prieteni, eu sunt X-Breaker, bine v-am regăsit la un nou episod din cariera noastră cu FCSB. Avem meci extrem de important. Finala UEFA Europa League pe Emirates Stadium cu Wolverhampton va fi o finală foarte grea pentru noi. O finală istorică pentru România, sperăm să reușim să aducem trofeul acasă la noi, dar am să fac un anunț. Probabil acesta va fi ultimul episod din această serie, pentru că urmează o serie extrem de importantă pentru mine și cred că foarte interesantă și pentru voi. Haideți să vedem, sunt curios dacă vă dați seama despre ce serie este vorba, aștept comentariile voastre. Este o serie pe care o făceam în FIFA 16. Este mult de muncă la ea, dar sunt convins că o să vă placă. Aștept să văd dacă voi vă dați seama despre ce serie vorbesc și haideți să vedem dacă trecem de 1000 de like-uri în acest ultim episod din cariera noastră cu FCSB în PES 2020. Finală interesantă, rămâne de văzut dacă vom putea performa în fața celor de la Wolverhampton, o echipă extrem de dificilă, o echipă periculoasă, o echipă de Premier League, cu cele din Premier League nu te joci. Orice greșeală va fi penalizată. Pușcaș a încercat un 1-2 cu Stanciu, dar nu i-a ieșit. Iată-l pe Johnny Castro. Pasă pentru Diogo Jota. Diogo Jota cu Manea! Un prim faul și probabil primul cartonaș galben al acestei partide. O intervenție întârziată a lui Manea. Wow, l-a luat rău de tot. Și a venit galben fără discuții. A venit galbenul, centrare acum, respingem mingea la Moutinho. Încă o dată Wolverhampton, blocăm prin Stanciu, o nouă centrare, e Planić acolo, nu s-a terminat faza, Wolverhampton, mingea e deviată, e corner. Pasă la Man, mai departe la Stanciu, un blocaj, preluarea lui Denis Bavire, șutul! Reține Rudy, bun șutul lui Denis Man. Sper să reușim mai multe. Pasă pentru Pușcaș în fața 1-0. George Pușcaș! Oh! Ținut acolo Pușcaș, arbitrul n-a dat nimic. Of, ce șansă mare. Pușcaș. Hai, Denise, ridică-te, Denise. Asta aștepta și Pușcaș. Manea. N-are unde pasa. Așteaptă aici pe Moruțan foarte bine. Oi de Moruțare, cum să dai acolo? Îl obligă pe Soiredi să facă faul de galben. Băi, Moruțane. Băi, băiatule, cum să dai mă acolo? Cum să dai mă pasa în partea aia? Of. Of. Nu-i nimic. Marea. Pușcaș. Coman, treceri bune, dar până la urmă pierde. Era greu acolo să treacă printre cei doi. Niță! E primul la minge, Niță. Și asta e bine. Djokovic, pasă bună pentru Moruțan. Șansa noastră aici, iată ce șansă avem. Moruțan să vedem ce face. Îi pasează lui Pușcaș. Așteaptă sprijinul lui Coman, încearcă trecerea. Coman nu reușește mingea. Rămâne posesia noastră. Stanciu. Oh! No, se întâmplă ceva cu Moruțan. Putem profita aici de această eroare. Foul dur. Hei! Am crezut că nu se va da foul și trebuie să vină galbenul și aici, automat. Automat, Endoncăr, vede și el cartonașul galben. Intervenție extrem de dură asupra lui George Pușcaș. La 16 metri, la marginea careului de 16 metri. Stanciule poate aduce victoria în aceste momente. Stanciu, zid, jocul continuă, Manea, preluarea lui Manea, e corner, minutul 85, putem oare marca din acest corner? Stanciu, resping cei de la Wolverhampton și pleacă pe contraatac. Soiledi se duce în întâmpinare, trebuie să avem mare grijă, ce respingere greșită a balonului. Dar iată, scăpăm, mingea iese în afară, minutul 88, reușim cumva să păstrăm acest scor, se pare că ne vom duce mai departe în prelungiri. O finală, iată, ce nu poate fi decisă
În 90 de minute, Pușcaș, Moruțan pentru Pușcaș, George Pușcaș, aproape de un fault acolo asupra lui George Pușcaș. Manea, ultima șansă noastră, Manea, întoarce mingea la Denisman, Denisman intră în careu, Denisman, din nou fault de galben. Din nou faul de cartonaș galben, haideți să vedem dacă vine, da, este galben, Mutinho este cel care vede cartonașul galben, așa este, intervenția a fost dură asupra lui Denisman. Ultima șansa noastră, Pușcaș, nu, Stanciu, mă scuzați, poate marca. Stanciu, Stanciu, reține Rudi. Și aici se pune punct final partidei, 90 de minute. La egalitate avem totuși posesie mai bună, 0-0, un 0-0, totuși până la urmă cu ocazii la poarta celor de la Wolverhampton. FCSB-ul a stat bine în defensivă, ce n-a venit la el, e faul dur de galben al lui Soilodis. Vede galbenul, da, așa este, are dreptate, dar bine că am oprit acolo jocul, bine că am oprit jocul pentru că era pericol. Era pericol la poarta noastră, minutul 112, Momcilovici, nu Soiledis. Vedeți și el cartonașul galben. Preluare! Reușim să scăpăm de această fază. Pasă către Denisman. Denisman n-ajunge la minge, pentru că pasa lui Pușcaș n-a fost una excepțională. Cu capul pentru Stanciu. Acesta la Coman. Coman din prima la Pușcaș, nereușită pasa. Recuperăm și putem profita. Putem profita, aici pasă superbă pentru Coman, dar Coman pleacă mult prea târziu, mult prea târziu a plecat Coman. Rudi degajează, minutul 117, foarte aproape de lovituri de la 11 metri. Dar să vedem dacă nu avem cumva vreo surpriză din partea băieților noștri pe acest final. Nimeni nu mai poate, nimeni nu mai urcă, Coman încearcă de unul singur. E fault, domn arbitru. Ținut acolo, s-a dus timpul. Aici se pune punct final acestei partide. Mergem la loviturile de partajare. Așa vom executa. Cu Niță al cincelea. Emoții. Iată și spectatorii noștri. Sperăm ca Niță să facă o partidă bună la penaltiuri. Salvează Reniță, cum a făcut-o Tătărușanu cu Ajax. Așa trebuie să o faci și tu acum. Acum însă e mult mai important, pentru că este finala de Europa League. Diogo Iota față în față cu Niță. Niță și Iota, Niță. E gol. Wolverhampton deschide scorul. Uf. Haide Florinele. Florinel, Coman! Puntează și el! 1-1, Adama Traore, Adama și Niță. Niță apără! Apără Niță! Da! Niță fenomenal! Iar acum Stanciu față-față cu Rudi. Stanciu se îndreaptă către balon! Ratează și Stanciu, din păcate pentru noi. Raul Bară! Ho-ho! Ce finală, ce penaltiuri, Dumnezeule mare! George Pușcaș, față-față cu Rudi. Pușcaș, nu te iartă de la 11 metri, avem avantaj, așa da! Ho, Dumnezeule mare, dacă Niță apără, ne îndreptăm către un trofeu, dar nu, Willock nu-l iartă pe Niță. Îl trimite în colț opus. Haide să vedem. Denisman, cu stângul, gol! Rudi aproape să apere această lovitură, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Scăpăm miraculos, iar acum Niță poate aduce trofeul în tabăra noastră. E golul s-a marcat. Totuși Toniță este cel care poate aduce trofeul. Niță și Rudi.
Niță! Niță ratează! Ratează Niță, din păcate pentru noi! Of! Bară și Wolverhampton! Avem încă o șansă! Încă o șansă! Vână introdus în prelungiri! Haide, 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 haide vână! Haide vână, te rog! Haide vână! Hai odată cu golul ăla! Haide vână! Vână și Rudy! Vână! Ratează! Incredibil așa ceva! Doherty! Se îndreaptă și el către balon. Doherty! Niță! Haideți, băi, băieți, că nu se poate așa ceva. Dumnezeule mare, Soiledis acum. Soiledis. Oare vine un șut în forța lui Soiledis? Soiledis! Iar FCSB-ul câștigă această finală de UEFA Europa League dramatică la penaltiuri. Soiledis aduce victoria. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, ce meci! Ce meci, cât dramatism! Wolverhampton pierde finala UEFA Europa League. Incredibilul se petrece pe Emirates Stadium. Reușim să aducem trofeul britanicii la pământ. Niță ridică trofeul deasupra capului. Dumnezeule, Dumnezeule, ce finală, ce emoții, cât dramatism. Iată cum încheiem acest ultim episod, fraților. Dumnezeule, dar totuși, până atunci, mai avem un hop. Mai avem încă un hop până a termina acest episod. Avem finala. Practic finala campionatului, da, cu Universitatea Craiova. Trebuie să câștigăm la 3 goluri, dar trebuie să câștigăm și CFR-ul să se încurce. Dar ca să dăm multe goluri, noi trebuie să fim o echipă super ofensivă, pentru că altfel nu vom reuși. Denis Mann accidentat, așa vom intra în această partidă. Băieți, pe mama lor, haideți să aducem și trofeul în tabăra celor de la FCSB. Dacă noi batem și CFR-ul bate, noi trebuie să batem să dăm cu 3 goluri mai mult decât a dat CFR-ul. Dacă CFR bate cu 1-0, noi trebuie să dăm 4. E greu. Nu! Da, 4 ar trebui să dăm. Va fi greu, dar totuși la națională. După prezentarea trofeului UEFA Europa League, vine o parte incredibilă cu Universitatea Craiova. Atacăm de la stânga la dreapta. Jucăm super ofensiv pentru că avem nevoie de multe goluri, dar iată că nu începem tocmai bine. Craiova vrea răzbunare. Când nimeni nu se aștepta, a reușit să câștigăm trofeul UEFA Europa League. Haide, haide Comane, mai atent. 0-0 la pauză. Din păcate nu știm ce se întâmplă la Cluj. Craiova nu se va apropia de poarta noastră, sunt convins de asta. Intră Salomau aici, intră Bizonul Ioiare în locul lui Moruțan. Forțăm și mai mult în aceste momente cu toți jucătorii. Craiova, nu-ți rămâne decât să te aperi, frate. Dar să vedem cât de mult vei reuși să te aperi. Bizonul Ioiare. Faultan Ioiare, jocul continuă, Stanciu... Pușcaș, Stanciu, e gol! FCSB-ul! Minutul 52, iată deschidem scorul! Însă nu e bucuria foarte mare. Oare CFR-ul conduce în continuare? Sper să se încurce CFR-ul, Stanciu! Iată, punctează! Noi totuși avem nevoie de cel puțin 3 goluri. De cel puțin 3 goluri în această partidă, diferență față de Universitatea Craiova, pentru a avea speranțe la titlu. E greu, dar nu imposibil. Iată, am reușit să deschidem scorul. Se pare că această nouă tactică e mai bună. Craiova, oricum acum e obligată să iasă la joc. Obligată să iasă, să joace.
Și îi putem surprinde grav rău de tot. Îi putem surprinde grav rău de tot. Pușcaș călcui pentru Djokovic. Djokovic, Pușcaș! 2-0! 2-0! Da! Se poate! Putem să luăm titlul, minutul 57! FCSB are 2-0 cu Universitatea Craiova. Cât de bine combinăm, Pușcaș călcui pentru Djokovic. Djokovic în așa, preluarea acestuia, vine șutul. 2-0! Așa da! Așa da! Însă aici, Nioere, fața lui 3-0, bizonul Nioere, mice de viață! Craiova are probleme mari rău de tot. Craiova are probleme enorme în aceste momente. Ivan să câștigă de la cap. Nioere, preluare. Pasă pentru Stanciu. Avansează Stanciu. Așteaptă Pușcaș. Vine Coman. Coman! Cât de aproape de 3-0. La 3-0 avem șanse mari. La 2-0, dacă CFR bate, n-a avut nicio șansă. Dar la 3-0, orice se poate. Orice se poate la 3-0, însă să nu primim gol. Hai de mane, alergă. Hai de mane, Ieseniță. E gol. S-a terminat. Băi, manea, băi, manea. De ce te oprești, frate? Și iată ce pasă. Nici nu vreau să mai văd. Am avut noi șansă de 3-0. N-am dat gol. A dat Craiova și șansa noastră la titlu nu prea mai este. Coman! Parcă ne-a omorât orice speranță. Minutul 87. Soiledi se avansează. E deposedat. Totuși, haide să nu primim gol. Pentru că dacă primim gol, chiar că nu mai avem nicio șansă. O nouă speranță pentru noi. Avansează Stanciu. Pasă la Pușcaș. Pușcaș. Ce fault acolo, nu. Nu se dă nimic. Ultima șansă a oltenilor. Ar trebui să se fluiere. Se fluieră. Și câștigă titlu. CFR se încurcă. CFR-ul pare că se încurcă, Dumnezeule mare, nu cred așa ceva. Cu cine s-a încurcat CFR-ul? Iată-l pe Bizon făcând o poză. Oh, Dumnezeule, cum se încheie această serie de PES România, cariera cu FCSB. Când nimeni nu se aștepta, a luat titlul. Ce-a făcut CFR-ul, fraților? Cu cine s-a încurcat CFR-ul? 0-0 cu Chindia. Iată Chindia, după ce ne-a încurcat pe noi, încurcă și CFR-ul. Luăm titlul și asta este incredibil. Incredibil. Terminăm în forță această serie. Cei mai buni jucători din Liga 1, Coman, Pușcaș, Djokovic, Casap, Fofana, Nistor, Costran, Costârna, Ghiță, Țâru, Ștefan și Beiranvand. Asta este, da, prieteni, aici se va termina seria noastră. Urmează încă o serie demențială. Sunt curios dacă voi ghiciți care este acea serie. Eu am fost X-Breaker, vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul acordat. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și comentariu. Cu ce serie credeți voi că vom începe? Va fi o nebunie totală. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!